Învățătoarea le cere elevilor să povestească ceva în care să apară expresia Mama e numai una. Primul care răspunde este Ionuț. Eu am fost la munte cu mama și cu tata și alergam prin pădure și la un moment dat m-am împiedicat de o crangă și era să mă lovesc cu capul de un copac. Noroc că mama m-a prins în ultimul moment, m-a luat în brațe și m-a salvat. Mama e numai una. Ionel, e foarte frumoasă povestirea ta. Spune și tu, Mioara. Eu eram în bucătărie și o ajutam pe mama să spele vase, dar din greșeală cu cotul am dat jos un pahar care s-a făcut țândări. M-am speriat și am vrut să o iau la fugă, riscând să mă tai la picioare, dar mama m-a prins în ultimul moment, m-a luat în brațe și m-a salvat. Mama e numai una. Bravo! Bravo, ara Foarte frumoasă! Bună, spune și tu! Eu m-am dus la mama și i-am spus, mama, mi-e foame! Du-te bulă, zice mama, la frigider ai acolo o caserolă în care sunt două chiftele. M-am dus la frigider, l-am deschis și am spus mamei, mama e numai una.